Fericirea după acest meci. Enorm, e cel mai important gol în cariera mea și probabil și cel mai important meci din istoria Ognei Mureș. Cui îi dedici acest gol? Prietenii mele, familiei și tuturor celor care au venit aici să ne susțin. Le mulțumesc mult. Cum a fost la gol? Să ne explici puțin, că noi nu prea am văzut. A fost o greșeală lui Martic, probabil, și i-am fructificat-o. Am apărut în fața porții, am fructificat. Cam atât. E mai mare fericirea că ați reușit acest rezultat cu Craiova, o echipă foarte bună în Liga 1. Da, da. Este o bucurie enormă și sper să ne revenim și în campionat, asta e mai important. Vă dă mai multă încredere rezultatul acesta? Se poate și mai mult? Da. Încredere, sper să ne revenim. Oricum, în campionat nu am pierdut extraordinar, în afară de eșecul cu Hunedoara, care am pierdut fără drept de apel. Sper să ne revenim. Care e diferența între campionat și Cupa României? Se pare că ne dăm mai mult, ne dăm viața, că ne dăm mai mult interesul, probabil din cauza echipelor mai mari. Ne mobilizăm și ne dăm viața unul pentru altul. Rezultat care ne pune iar o părticică din istorie, dintr-o filă din istoria a Cupei României, a campionatului românesc, până la urmă, că o echipă atât de mică să facă 4 puncte într-o grupă destul de grea, venind ca outsider total, care nu se credea că nici măcar un punct nu vom face, avem 4 puncte în momentul de față și avem șanse reale la calificarea mai departe. Vă dă mai multă încredere. Eu mi-aș dori să le dea încredere pentru campionat, deoarece în campionat văd că nu se pot focusa la fel de bine, dar ei, într-adevăr, au arătat o certă valoare în meciurile cu echipele mari. S-a văzut că ei pot să pună în aplicare ce lucrăm zi de zi, numai problema la mentalitate un pic să lucrăm mai mult ca să se focusăm pe ambele fronturi. Cu toate că suntem un lot foarte redus cu 14 jucători, din care 2 portari rezervă. E cam greu, le fac pe toate. Fizioterapeut, masor, antrenor, se cumple pastor, dar ne descurcăm și vedem de la iarnă. Ați sărbătorit în vestiar? Cred că oricine ar sărbători un asemenea rezultat. Și dacă era echipă de Liga 1, un egal cu Craiova, e un rezultat imens. Să fim serioși, pe la urmă, au fost un selecționer al României, au o jucător de național a României, au jucători de național a Croației sau Marcus, parcă au fost și el pe acolo. Deci cred că ne-am prezentat mai mult decât onorabil azi. Mersi. Da. Scuze. Mai trebuie? Mai...